nici o zâmbiliți, nu? Ea poate să fere multe, nu? Poate să fie acolo. Doamne, aici este vorba de sporul ăla de majoritatea sectorului de activitate, am un spor de 5 ani, majoritatea, care înseamnă încordarea fizică și psihică, care era în discuție. Restul sunt pentru condiții grele, foarte grele, bătămătoare, periculoase, foarte periculoase. Adică nu sunt dat niciun, dar nu i-a dat niciun spor. Nici ăla de 15%. Ele sunt pe categorii în lege. Sigur. Hai, Ioana, pe categorii. Mai bine, că m-am zis. Hai, dați. Bună ziua. Thank you.
dar știau. Ceea ce apare pe site, că unele sporuri s-au dat, să ne spună și nouă, doamna președintă, care sunt sporurile care s-au dat de și pe unde s-au dat. Spune. Că eu nu știu de niciun spor să se fie aplicat. Iar în discuțiile care le-am avut cu Consiliul Județean de vreo 3-4 ori, cu Direcția de Protecție a Copilului de vreo 3-4 ori, nu? Ne-am stabilit cum se dau sporurile, de unde și până unde, fiecare categorie de unitate ce sporul primește, dar la Consiliul Județean, de pe ordinea de zi, a fost scos permanent, a fost scoasă problema legată de spor. S-a discutat numai despre salarii, astfel încât consilierii să nu poată lua în discuție problema aplicării sporului. Dar și problema salariilor a fost numai mare, pentru că n-au fost bani de la guvern. S-a discutat. Știți că am făcut ultima oară și o întâlnire la Comisia de Dialog Social la Prefectură, da? Unde Consiliul Județean nu a participat. Ordonatorul principal de credite să nu participe la o discuție legată de această chestiune, mi se pare cel puțin ceva. Deci, pe ordinea de zi, nu se pune problema, astfel ca consilierii să discute problema sporurilor, nici la prefectură nu se vine. Păi și atunci ce să facem? Că altă soluție nu avem. Și atunci oamenii ăștia, în loc să stea la locurile de muncă să-și vadă de treabă, trebuie să vină aici și să protesteze, pentru că altă soluție nu avem. Și sigur că dacă lucrurile nu se rezolvă, o să ajungem și la alte forme de protest, poate și mai severe decât asta. Asta este o primă formă și n-am făcut mai devreme această manifestare în speranța că până la urmă lucrurile se reglează. Dar uite că nu s-au reglat. Cum sunt și unele acțiuni în instanță, deci s-a pornit pe toate planurile. Această problemă trebuie rezolvată. Ne mai discutăm de faptul că legea este din martie și noi suntem la sfârșitul anului.
retroactivitatea va fi o altă discuție care se va discuta în instanță. Ați avut astăzi, aveți protestul? Astăzi de la ora 10 până la ora 12 după. Poftim? Câți oameni reprezentați? Păi aici sunt cred că vreo 60-70 oameni. Și în total câți oameni au? Ei, în total sunt vreo 300 și la nivel. Îi vedem și pe colegii noastre care au fost la discuții, vorbim și cu ei. E așa o situație inedită. Vorbiți cu ei. Din păcate, suntem în România. Eu n-am înțeles de ce s-a făcut separat. Noi, cartelul Alfa și sindicatul din cartelul Alfa, am dorit să fim împreună cu dânsi și dânsi au refuzat. Dar e deja o discuție care nu. Ce e important, ce vă pot spune important astăzi, este că, în sfârșit, Consiliul Județean, conducerea Consiliului Județean a înțeles problema din asistență socială, a înțeles că salariații din acest sistem sunt salariați extrem de importanți pentru județul Sibiu, oameni care lucrează într-un sistem extrem de important cu copii, cu oameni cu dizabilități, cu probleme imense. Și au înțeles, ne-au promis că de la 1 noiembrie, pentru copii, în ceea ce înseamnă pentru copii și pentru adulți, se vor acorda sporurile prevăzute de HG 153 la nivel minim, și cu excepția aparatului propriu al direcției. Deci eu zic că e un pas important, că în sfârșit județul Sibiu a devenit și el un județ corect în țara asta, respectând legea. Era anormal ca într-un județ ca Sibiu să fim singurul județ, noi și Giurgiu, mi se pare, să fim în situația de a nu acorda sporurile unor astfel de salariați, când în alte județe cu posibilități financiare mai mici, coordonatorii au înțeles și au acordat aceste sporuri. Eu am spus-o și la prefectură, o spun și acum, a fost doar o dispută politică. Înțeleasă în sfârșit, și de Consiliul Județean, și cel puțin declarativ, doamna Câmpianu ne-a promis că de la 1 noiembrie se vor acorda în asistență socială pentru copii și pentru adulți sporurile la minim. Asta spunând pentru că au primit o alocare de la minister și vor completa din resursele județului pentru a acorda sporul. Cât este lunar acordarea sporului? Aveți o calcul? Din păcate nu vă pot spune acum. Colega mea care avea datele exacte în minister. Cine se le reflăția, câți oameni reprezintă din DGSPC, din asistență? Cine se reflăția, noi suntem cartel Alfa. Noi avem sindicatul Proase. Și sunteți cam mulți? Dar suntem unii din sindicatul Alfa. Iar acum de unde se găsesc? Se vor găsi resurse. Oamenii ăștia au drepturile și trebuie acordate. Pentru că nu știu cât știu cum se lucrează în unitățile astea și cât ce muncă grea și dificilă este să lucrezi cu bolnavi de diferite categorii de cazuri. Este foarte greu, extra. Nu mai vorbesc de numărul de personal care este insuficient. Asta nu mai discutăm. Asta e o altă chestie. Eu vă spun, avem și unități unde avem o incendiere la 40 de ani. Și pierdă singură, pentru că le-a făcut să facă asta care.